Eu am fost cu o oră jumătate în urmă, la ora 11:35 acasă, să văd animale care le-a crescut de ani de zile. Să viața cățatului fie numai cu mișunii. Să dai Dumnezeu, așa tu să ai sănătate. Acum au fost... 40 de surzi, să mă omoare. Valeriu Begal povestește că problemele între el și fosta soție au început încă de mult, astfel în 2006 ei au divorțat. După separare, soția s-a plecat în străinătate, iar când s-a întors și-a cumpărat un apartament în Chișinău, unde a locuit până acum. El însă a rămas la casa din Mereni. Zilele trecute, după ce bărbatul a lipsit de acasă câteva zile, s-a pomenit cu lacătele la uși schimbate. Și eu nu mă aprochie de casă, că să se dacă te aprochie, se închide. Eu am hotărât să văd și cu animalele mele cum trăiesc ele. Și mă aud hainele, repede le-am smulsele din foc. Eu le-am smuls din foc și am zvârlit acolo undeva mai departe. Femeia însă are o altă versiune. Potrivit ei, bărbatul a bătut-o pe tot parcursul căsniciei sale și chiar și după. Ea spune că de fiecare dată când încerca să vină acasă, fostul soț o bătea și o scotea afară în șuturi. Astfel, ea l-a dat în judecată, iar instanța i-a interzis să se apropie atât de ea cât și de imobil. Toată viața eu am ascuns, nu mă primea, m-a bătut, mi-a rupt părul din cap, cu picioarele. Ambii soți spun că nu mai există cale de împăcare. Bărbatul susține însă că o iubește și astăzi. Astăzi vreți să vă împăcați cu soție? Eu nu vreau. Eu am vrut să mă împac cu soție. O singură dată am fost la o babă de ajutoare și mi-au făcut căsmător cu familie. O singură dată am fost. Să întorc familia acasă, trăiesc mai departe. Dar eu nu pot trăi cu dânsa. De mulți ani. Am iubit-o și o iubesc, dar nu pot trăi. Bărbatul se plânge că acum a rămas pe drumuri. Eu nu știu unde să dorm. Nu știu unde să dorm, mamă, seara. Ori să mă duc la soare la Cobusca. Femeia susține că după ce vor expira aceste 3 luni, ea va face tot posibilul pentru a prelungi interdicția. De cealaltă parte, bărbatul afirmă că va ataca decizia judecătorilor. Valeriu și Valentina Begal au 2 copii care sunt stabiliți peste hotare.